Slăvit să fie Domnul! Textul din seara aceasta este un text cunoscut, un mesaj care l-ați mai auzit predicat, un cuvânt a Domnului și să știți că mesajul acesta e un mesaj de actualitate pentru că toată lumea construiește. Văd acei constructori de nume și de renume, Biserica Elim e binecuvântată cu oameni care se pricep în construcții și în seara aceasta aș vrea să ne ocupăm de o construcție care ne afectează pentru veșnicie. Spune cuvântul Domnului și textul din seara aceasta încheie predica de pe munte, cea mai puternică predică care s-a rostit vreodată, a fost rostită de Domnul Iisus. Și toată predica de pe munte se încheie cu pericopa aceasta, cu casa zidită pe stâncă. Știți că omul a fost fascinat, mai ales în vremea aceasta, sunt foarte mulți oameni fascinați de construcții. Și te uiți, case mai de case, care mai de care construite de frumos. Arhitecți, proiectanți, oameni de design care investesc mult în lucrul acesta. Dar știți ce spune cuvântul Domnului? Că ceea ce facem, ceea ce construim, nu-i de ajuns numai cum construim. Că și în vremea lui Noe, de fapt, explozia imobiliară, nu a început după 90, ci explozia imobiliară, spune cuvântul Domnului, că a început pe vremea lui Noe. Zice, așa va fi la final, exact ca pe vremea lui Noe. Când se construia, se făceau să-l denunți, da? Ăstea sunt la putere acum, da? Agricultura, mâncarea, că trebuie să mănânci, să-l denunți trebuie, că trebuie să te căsătorești și vin generațiile și construcțiile astea totdeauna vor merge și mai ceva ce nu scrie în Biblie, dar pompele funebre. Ăstea vor merge tot timpul, că dacă mănânci, la un moment dat o să și pleci, o să plecăm din lumea aceasta. Dorința fiecărui om este că după ce a trăit în lumea aceasta, după ce a suferit, după ce a slujit, toți avem un singur scop, să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Și trebuia să ziceți mai tare, amin. Asta e dorința noastră, să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Dar vine Domnul Iisus și trage o linie de demarcație. Și spune, nu toți cei ce zic Doamne, Doamne, vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Și auziți, e ceva aici ce aduce o tragedie în inimile noastre. Versetul 22 și versetul 23 sunt cele mai tragice cuvinte care le pot auzi un pământean. Versetul 22 spune așa, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, și auziți acum, n-am prorocit noi în numele Tău? Și eu așteptam să zică Domnul, nu mă, în numele meu n-ai prorocit. Eu n-am fost cu tine. Și zice Domnul, ba da, ai prorocit. Doamne, n-am scos noi draci în numele Tău? Păi câți n-ar avea nevoie pentru unii din familiile lor de oameni din ăștia? Oameni cu daruri speciale, oameni cu chemări din astea speciale, cu afișe puternice, cu anunțuri puternice. Și nu a zis Domnul, bă, în numele meu n-a scos niciun drag. Nu vă mai lăudați că eu n-am v-am ajutat să scoateți niciun drag. Nu, Domnul spune, ați prorocit, ați scos dragi și n-am făcut noi minuni în numele Tău? Păi vă spun, dacă ar fi fost în seara asta în Timișoara un om din ăsta care să scoată dragi, să facă minuni din ăstea vizibile, unii să mai laude, școala de minuni, școală de vindecare, de proroci și îți mulți din ăștia dornici de a vedea minuni. Și te iei, Doamne, după ei. Nu vii marța, ești într-o casă specială unde vine unul cu daruri. Cu daruri. Dar știi ce spune cuvântul Domnului? Că uite, sunt unii care au anumite daruri, care fac minuni și totuși ratează împărăția lui Dumnezeu. Păi zice, Doamne, ăsta n-or fumat, ăsta n-or mințit, n-or curvit. Zice că ori făcut minuni și Domnul zice, eu nu mă aliez cu voi. Când e vorba de veșnicie, Domnul trage o linie de demarcație și zice, niciodată nu v-am cunoscut. Nu au zis că nu ori făcut, i-o lăsați să înțeleagă că ori făcut, ați făcut minuni. Oare câți din locul acesta nu sunt în vremea aceasta oameni care se văd sus, oameni care se văd onești cu Dumnezeu, cu cei din jur? Oare ce zice Dumnezeu despre tine? Ce zice Dumnezeu despre mine? Se predica de dimineață și se spunea că medicina a evoluat extraordinar de mult. Și într-adevăr, foarte mult a evoluat medicina. Dar n-am văzut ecograf care să
facă un film, să facă un test la suflet. Este vreun ecograf prin vreun spital din România sau din lumea asta. Te verifică pe interior, dar nu la suflet. Te verifică pe la diferite organe în interiorul tău, analize peste analize. Dar vă spun, singurul care are ecograf pentru suflet îi Dumnezeu. Și în seara asta ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, de ecograful lui Dumnezeu. Așa o rânduit Domnul în seara asta să se citească din Psalmul 139, care vine și zice, Doamne, Tu ai pus ecograful pe mine, Tu știi și când stau jos și când mă ridic, nu trebuie să raportez nimic, că Tu toate le cunoști. O zici, dacă sunt întuneric și o să ne ocupăm imediat și de lucrul ăsta, dacă sunt undeva ascuns, Tu mă vezi. De ce? Că cel care vede nascuns, cel ce cunoaște dincolo de minunile noastre, de ceea ce vrem să arătăm noi în fața oamenilor, singurul care ne cunoaște starea în totalitate, îi Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și în seara asta doresc Duhul lui Dumnezeu să se ocupe de fiecare suflet din locul acesta. Biblia continuă textul și Domnul Iisus dă exemplu doi oameni care s-au apucat de construit. Știți ce au făcut? Primul lucru care a făcut diferența între ăștia doi oameni? Știți ce au făcut? Înțelepciunea. Înțelepciunea a fost lucru care a făcut diferența între ei doi. Nu banii, cât ori investit, cât se laudă, Doamne, 500 de mii am băgat în casa asta. Foarte bine. Dar cât înțelepciune ai avut când ai băgat 500 de mii în casa asta, nu? Ați văzut? Că zici, bă, chiar că nu a avut înțelepciune, nu? Cum să bagi atâția bani, nu? Înțelepciunea a făcut diferența. Că așa spune cuvântul Domnului. Unul a fost înțelept și altul a fost nechipzuit, adică neînțelept. Știți că asta va face diferența în seara asta între noi? Înțelepciunea de a ne lipi de Dumnezeu sau nechipzuința sau lipsa înțelepciunii. De a zice, Doamne, cum au zis oamenii la final, au zis, au rămas toți uimiți. Păi Dumnezeu nu-i curios că tu ești uimit în seara asta. Dumnezeu e curios dacă e o hotărâre pentru viața ta. Ăsta e scopul nostru. Noi nu ne adunăm aici să ne uimim unii pe alții. Să zici, Doamne, n-am mai auzit așa ceva. Nu suntem curioși. Dumnezeu nu-i curios de oameni care sunt uimiți. Ci Dumnezeu e interesat întotdeauna de oamenii care splind de înțelepciune. Și cea mai mare înțelepciune îi să-ți lipești inima de Dumnezeu. Și să ne ajute Domnul la lucrul acesta. Slăvit să fie numele Domnului. Citeam zilele trecute despre un păstor de la Iași, despre un bătrân de pe vremea lui Ceaușescu, fratele Marcu Nechifor, un om foarte lipit cu inima de Dumnezeu. Și citeam că într-o duminică dimineața n-avea mașină, era un om foarte simplu, un om dedicat lui Dumnezeu, a mers în autogară să ia un autobuz să meargă în misiune. Când a ajuns duminica dimineața pe la 7:30 în autogară acolo, au văzut niște tineri de la el, de la biserică. Și au zis, ce faceți mai aici? Zice, și noi așteptăm un autobuz să mergem în misiune. Și au zis, foarte bine, v-ați rugat? Și tinerii au zis, păi nu ne-am rugat, nu ne rugăm acum, ne punem toți pe genunchi. Zice, în autogară i-au pus pe toți pe genunchi. Ăștia nu au avut ce face, tinerii cu chitara după ei, s-au pus pe genunchi. Și un tânăr lângă el, lângă bătrân, o lua cuvântul mai tare în rugăciune și a zis, Doamne, ai Tu milă de fratele Marcu. Da, fratele Marcu, amin, Doamne, ai milă de mine. O zis, Doamne, dă-i înțelepciune, Doamne, la fratele păstor. Și zice bătrânul, da, Doamne, dă-mi înțelepciune. O mai zis el ce o mai zis și s-o ridica de pe genunchi. Și se întoarce bătrânul spre tânăr, fratele păstor, și îi spune, bă, băiete, ai avut azi o șansă unică în viață. Odată în viață ai avut șansa să ceri înțelepciune. Și în loc să ceri pentru tine, ai cerut pentru mine. Zici, eu nu supăra că ai cerut pentru mine. Zice, tu în loc să o ceri pentru tine, tu te-ai rugat să o primesc eu. Aș vrea în seara asta să cerem înțelepciunea de la Dumnezeu, nu pentru altul, că sunt unii care dau din cap la predici, dar știi cum se vede, că dă din cap pentru altul. Când se predică ceva, îl vezi că e ca și cățelul ăla din Dacie de pe vremuri, știi, totdeauna la fiecare groapă dă din cap, dar nu dă pentru el, că nu-i curios să ia cuvântul pentru el, e curios să-l atribuie la altcineva. Dar vrea înțelepciunea lui Dumnezeu să o cerem și să vină peste fiecare în parte, slăvit să fie numele Domnului. Știți că de înțelepciunea care o primim și o cerem din partea lui Dumnezeu depinde veșnicia noastră?
Dacă cerem înțelepciune și luăm hotărârile care trebuiesc pentru viața noastră, putem să fim binecuvântați sau putem să fim într-o stare tragică? Blestemul sau binecuvântarea vine din lucrurile ascunse, din lucrurile alea care nu se văd. Noi aici putem să arătăm foarte bine, dar ceea ce e ascuns, ce nu cunoaște nimeni, cum zicea Psalmul 139, ceea ce cunoaște Dumnezeu, alea-s lucrurile care fac diferența. Să știți, binecuvântarea sau blestemul vine în urma ceea ce nu se vede. Oare care-s lucrurile care le ai în viața ta și nu se văd? Ceea ce a făcut diferența la aceste două case, știți ce a fost? Fundația, care nu se vede. Toată lumea izolează de la fundație în sus. Toată lumea zugrăvește de la fundație în sus. Toată lumea pune preț de la fundație în sus. Dar vine Domnul și spune, cel mai important e ce nu se vede. Mi-a zis odată un constructor, cel mai greu e să scoți casa din pământ. Domne, nu știu, unii o scot foarte repede. Așa zice Biblia că ăla nechipzuit o scos foarte repede, foarte repede. Că nu o să bat în jos. El de la cota zero a început să clădească în sus, a început să ridice. Vă aduceți aminte, spune cuvântul Domnului și se va predica luna viitoare despre blestemarea smochinului neroditor, da? Spune cuvântul Domnului că a venit Domnul Iisus și a căutat rod în el. Și a zis, înviac, pentru că ai dat numai aparențe, pentru că ai arătat numai de la depărtare bine. O zis Domnul, înviac să nu mai mănânce nimeni rodul din tine. Și continuă Biblia și spune că a doua zi, când au trecut pe acolo, ucenicii au văzut și au zis, Doamne, uite smochinul, zice, s-o usca din rădăcini. Îți spun ceva, dacă ești uscat în locurile în care nu vede nimeni, dacă rădăcina, relația cu Dumnezeu e uscată, poți să dai cu pudră pe tine și cu parfum și cu zâmbet cât cuprinde. Dacă ce nu se vede nu e în relație bună, ceea ce nu se vede nu are viață, poți să vii de ani de zile la adunare, poți să faci fel și fel de lucrări, dar ceea ce dă valoare și ce dă importanță vieții noastre și sufletelor noastre este ceea ce nu se vede. Casele acestea două, una care a rezistat și una care nu a rezistat. Și mesajul din seara aceasta l-am intitulat Două case și două destine. Două case și două destine. Casele acestea aveau multe asemănări. Constructorii ăștia, până la un moment dat, or semăna foarte bine unul cu celălalt. Să știți, de exemplu, una din asemănări era că aveau un gând măreț. Amândoi au vrut să construiască. Amândoi au vrut să ridice ceva frumos. Nu au zis unul, eu fac o cocioabă și eu fac un palat. Nu, amândoi au fost însoțiți de un gând măreț, să construiască. Ori mai avut altceva. La ambele case s-au muncit. Nu unul a stat pe dreapta și numai ălaltul a muncit. Nu, s-au muncit la ambele case. Că uitați-vă și ăștia care ratează raiul, zice, dar n-am prorocit eu. N-am scos noi, dragi, în numele tău, ăștia au muncit. Și totuși au ratat veșnicia lui Dumnezeu. Totuși Domnul zice, nu am fost curios de cât ați muncit. N-am fost curios, pentru că noi putem să ne asemănăm foarte mult. La ambele case au fost banii cinstiți. Ăla nechipzuit n-a făcut șmecherii să facă rost de bani. Și unul și altul au folosit bani cinstiți. Semănau? Semănau. Noi pe suprafața aceea, la exterior, noi tare bine semănăm. Domne, frații și surorile. Dar știți unde e adevărata valoarea noastră? Acolo unde nu vede nimeni. Acolo unde vede numai Dumnezeu. Acolo Dumnezeu știe ce în sufletul nostru. M-am uitat la balcon și am văzut anumite persoane, și bărbați și femei, parcă duc toată lumea asta în cârcă. Atât ați de apăsați, dar bine îmbrăcați. Nu vi arăt în seara asta. Te uiți la ei și sunt acolo la balcon. Parcă duc ceva de ani de zile. Apăsare, amărăciune. Nu știu ce lucruri te apasă în seara aceasta, dar vreau să-ți spun, tot ce facem pe pământul acesta, facem dintr-o singură prismă, prisma veșniciei. Tot ce facem în fiecare zi, exact ca și cel care învață pentru școala de șoferi. Știți de ce învață? Cu un singur scop. Nu să știe să circule în oraș, ci cu un singur scop. Ziua examenului. La fiecare vine ziua examenului și vine cuvântul Domnului în 1 Cronici, capitolul 3, cu 12, de la versetul 12 la versetul 15 și spune așa. Iar dacă clădește cineva pe această temelie,
aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față în ziua Domnului. Și focul o va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Când zidim, nu numai de suprafață, când știm să zidim cu adevărat, cu înțelepciune, întotdeauna Dumnezeu va face diferența. Dumnezeu va arăta cel care a slujit cu adevărat pentru Dumnezeu și cel care a făcut numai asemănări cu ăialalți. Cei doi constructori au semănat tare bine între ei, dar au avut și diferențe. Asemănările erau vizibile. Toți vedeau că ăștia muncesc, toți vedeau că investesc, ăstea erau vizibile. Dar deosebirile, știți cum erau? Invizibile. Asta face diferența între fiecare dintre noi. Între noi se face diferența cu lucrurile care nu se văd. Noi aici ne putem ruga tare, aici putem ridica mâinile sus. Dar relația care o avem cu Dumnezeu, aia face diferența între unul și altul. Între un cântăreț și alt cântăreț. Între un frate și alt frate. Între o soră și altă soră. Relația care o avem cu Dumnezeu. Știți că ăștia doi aveau și diferențe și nu se vedeau. Unul era interesat de ce nu se vede. Spune cuvântul Domnului în Luca 6:48 că ăsta înțelept o săpat adânc în stâncă. Păi să sapi în stâncă, nu e ușor. Să sapi și în pământ e câteodată greu dacă e uscat tare pământul. Da, păi să sapi în stâncă. Ăsta nu a fost interesat cât e de greu. El a fost interesat să se ancoreze de stâncă. Și vă spun ceva, așa numai să citim două versete la două săptămâni. Să ne gândim numai o dată dacă ne pune la un îndemn la o rugăciune sau dacă trebuie să facem o slujbă în biserică, atunci ne gândim și noi să ne rugăm. Ăstea nu te ajută, ăstea numai de la cota zero în sus. De la cota zero în sus. Dar omul înțelept, știi ce face? Sapă în stâncă. Sapă și se adâncește. Știi ce îmi plac tare mult? Îmi plac oamenii care știu să sape în jos, în stâncă. Adică să se ancoreze puternic în relația cu Dumnezeu. Unul, cel înțelept, era interesat de ce nu se vede. Celălalt era interesat de ce se vede. Totdeauna ce se vede zboară repede. Totdeauna ce se vede, uitați-vă, și noi zburăm atât de repede. Fizionomia se schimbă, culoarea părului, investițiile noastre, ce au fost de notorietate acum 10 ani, acum trebuie să rezugrăvești, să rebranduiești. De ce? Nu mai, parcă e din altă sferă. Totul zboară și culoarea se duce, iar la 3 săptămâni mai dai, mai iei, mai schimbi, nu? Și vezi că toate se duc, toate. Dar în seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să facem diferența cu lucrurile care nu se văd. Întrebarea se pune, dumneata și cu mine, care e interesul nostru înaintea lui Dumnezeu? Lucrurile care se văd sau care nu se văd? Asta face diferența. Cei doi mai aveau niște diferențe. Unul era profund, altul era superficial. Știți că superficialul întotdeauna se ridică repede. Omul superficial, omul care, domnule, el bifează, că a fost la fiecare program. Păi ai fost foarte bine că ai venit la fiecare program. Foarte bine că vii la fiecare slujbă la biserică. Dar întrebarea e, dacă stai la slujbă cu gura închisă, păi n-ai rezolvat nimic. Dacă stai la slujbă, la casa lui Dumnezeu, cu gândul în altă parte, asta nu arată profunzime, ci arată superficialitate. Ălalalt era curios să se ancoreze bine în jos. Era un om profund, un om care căuta nu să fie văzut în exterior, ci îl căuta relația, omul ascuns îl căuta pe Dumnezeu. Nu era interesat să arate la cineva dacă el postește, el era interesat să postească înaintea lui Dumnezeu. Era omul care e profund interesat ca să aibă relație cu Dumnezeu în fiecare zi, slăvit să fie numele Domnului. Dar uitați-vă că superficialitatea asta vinde în vremea aceasta. Asta merge cel mai repede. Sunt atâtea reportaje pe YouTube. Oameni care au vândut blocuri foarte repede. De ce? Erau ieftine. Dar după 2 ani, nici fier în grinzi n-au mai avut. Nu au băgat, nu? Și astea erau toate ambalate foarte bine, toate erau arătate foarte frumos, dar nu erau trainice. Ceea ce vrem noi să arătăm la exterior nu durează. Și Dumnezeu ne face demonstrația că nu durează. Viața ne demonstrează că nu durează investiția în exterior.
și ceea ce durează și rămâne pentru veșnicie. Îi omul din lăuntru care trăiește în legătură cu Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Să știți, nechipzuitul n-a fost puturos și ăsta chipzuit, ăsta înțelept, a fost foarte harnic. Nu, amândoi erau harnici. Dar știți ce a făcut la un moment dat? Totul s-a pus înaintea vremii. Și casa unuia și casa celuilalt. Or fost puse amândouă înaintea vremii. Și spune cuvântul Domnului că furtuna le-o testa pe amândouă. Sunt unii care spun așa, Domne, pe ăla de ce nu-l puneți la punct? Pe aia de ce nu-l puneți la punct? Pe cutare, pe cutare. Știi cine pune cel mai bine la punct viața unui om? Furtuna. Când vine furtuna, știi cum te pune la punct? Cum nu te poate pune nici păstorul, nici comitetul, nici frații, nici taică-tu, nici maică-ta. Cum, când vine furtuna în viața unui om, așa te pune la punct de se vede tot ce ai clădit și pe tot ce ai investit. Știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Spune cuvântul Domnului că a venit testul. La fiecare în viață, că ești mai cu bani, că ești mai sărac, cuvântul lui Dumnezeu spune că toți suntem și vom fi testați. Când e mai bine, când e casa gata, a venit testul. Când ești sus sau mai sus, vine testul din partea lui Dumnezeu. Uitați-vă, cuvântul lui Dumnezeu spune de Belșațar, că nimeni nu a putut să-l pună la punct, nimeni nu a putut să-l stâmpăre. Știți cine l-a pus la punct pe Belșațar? Cântarul lui Dumnezeu. Cântarul lui Dumnezeu a venit și a văzut mâna care a scris pe perete, numărat, cântărit și împărțit. S-a pus la punct. S-a pus la punct, a început să tremure. A început. Dom'le, dar acum ambalează motorul, nu? Ambalează, arată, nu-i mai trebuie. De ce? Că a venit furtuna. A venit furtuna. Până atunci nu mă sărea din gură. Urla, dădea la toți lecții. Când a venit furtuna, știi cum vine? Știi cum vine Belșațar? Vă puteți ruga și pentru mine. Bă, dar ăsta e Belșațar. Ăsta care urla, ăsta care punea pe toți la punct. Uite că a venit vremea. Să știți. Furtuna ne așează pe direcție, ne arată ce am construit și ne arată de cine ne-am legat. Uitați-vă, cuvântul lui Dumnezeu spune că testele au venit în trei domenii. Primul test care a fost făcut la casele acestea, a venit testul ploii. Ploaia întotdeauna vine de sus, da? Numai pe vremea lui Noi a venit ploaia, până la vremea lui Noi a venit apa de jos. Că se ridica roua și uda pământul. Dar de la Noi încoace, apa întotdeauna cade de sus în jos. Știi ce înseamnă testul ploii? Înseamnă încercarea care vine din partea lui Dumnezeu. Sunt încercări și o să vedem imediat că nu toate vin din partea lui Dumnezeu, dar sunt încercări de tip de ploaie care vine de sus, care vin de sus din partea lui Dumnezeu. Le îngăduie Dumnezeu, pentru că atunci când vine ploaia peste o casă, care e îngăduită să treacă printr-o anumită încercare, Dumnezeu vrea să-și arate credincioșia față de casa aceea. Casa lui Iov a fost încercată și nu a înțeles Iov de ce e încercat. A venit ploaia peste casa lui, a venit încercarea de sus, Dumnezeu l-a îngăduit să fie încercat. Și spune cuvântul Domnului că Dumnezeu față de Iov și-a arătat credincioșia. Poate ești într-o încercare în vremea aceasta, poate ești într-un necaz și nu înțelegi. Ai fost în relație bună cu Dumnezeu. Ți-ai făcut partea înaintea lui Dumnezeu. Ești un om credincios și nu știi de ce treci prin furtună. De ce a venit ploaia peste casa ta? Știi de ce? Dumnezeu vrea să-ți dea o lecție. Și lecția e că Dumnezeu își păstrează credincioșia față de tine. Dumnezeu își păstrează credincioșia față de copiii săi. De aceea Dumnezeu ne arată în ploaie că El ne ține cu mâna Lui. Dacă ești într-un necaz, într-o încercare care vine din partea lui Dumnezeu, bucură-te că Dumnezeu aduce izbăvirea. Avram a fost în ploaie, Pavel a fost în ploaie, da, în furtună. Și-a venit Dumnezeu și-a arătat credincioșia. Ar vrea Dumnezeu să-și arate credincioșia față de tine, față de sufletul tău și de casa ta. Slăvit să fie numele Domnului. Al doilea test care a venit peste amândouă casele, spune că după ce a venit ploaia, au venit șuvoaiele. Dacă ploaia vine de sus, șuvoaiele vin de jos. În ploaie Dumnezeu își arată credincioșia, în șuvoaie noi ne arătăm credincioșia față de Dumnezeu. Pentru că atunci când vine încercarea de jos, știți ce vine de fapt? Ispitele. Ispite de tot felul.
Și apostolul Ioan vine în capitolul 2 cu versetul de la versetul 15 la 17 și auziți ce spune: nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume îi și voi. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și auziți acum: și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne. Cine biruiește ispita, cine biruiește șuvoiul, casa-i rămâne pe stâncă. Acela își arată credincioșia față de Dumnezeu. Am spus, dacă în ploaie Dumnezeu o arăta că rămâne credincios, în ispite, noi trebuie să ne arătăm credincioșia față de Dumnezeu. Dar uite-te cum e viața ta. Uite-te cum e sufletul tău. Uite-te care au fost examenele la care ai căzut săptămâna aceasta. Vă aduceți aminte că Iosif îi pus la test, a venit șuvoiul peste el, de jos. A intrat nevasta lui Faraon și i-a spus, numai mă opresc că toată lumea știe, da? Nevasta lui Potifar. Și a venit cu șuvoiul peste el. Și știți ce a spus? A zis, eu acum trebuie să-mi arăt credincioșia față de Dumnezeu. Că acum nu mă vede nimeni. Asta e lucru care dă greutate, că nu te vede nimeni. Care e relația care o ai cu Dumnezeu? Și au zis, acum nu mă vede, nu-i nici tata, nu-i nici mama, n-am aplicație pe telefon să mă urmărească, n-are asta camere video, nu mă filmează nimeni. Dar știți ce au zis? Aici e ochiul lui Dumnezeu care mă vede. Au zis, cum să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Iosif în temniță își arată credincioșia în fața nevestei lui Potifar, în temniță, în groapă, el și-a arătat credincioșia lui față de Dumnezeu. Daniel, la rândul lui, în șuvoiul care a venit din lumea aceasta, și-a arătat credincioșia față de Dumnezeu și-a zis, nu mai pregătiți mese, că pe noi nu ne interesează masa împăratului, pe noi nu ne interesează oferta lumii. Știți ce-mi doresc? Să scoată Dumnezeu o generație de oameni neinteresată de oferta lumii, oameni care să rămână credincioși lui Dumnezeu și să-și arate credincioșia în fața șuvoailor. Când vine ispita, de un fel sau de altul, noi să știm că dincolo de ce ne văd părinții, dincolo de ce ne vede păstorul, de ce ne vede soțul și soția, ne vede ochiul lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel ce ne cunoaște pe fiecare. Știți că omul care este în relație bună cu Dumnezeu are un principiu. Știți care e principiul omului înțelept? Ori. Neînțeleptul are și așa, și așa. Omul înțelept are principiul ori alb, ori negru. Ori stânga, ori dreapta. Ăsta e principiul omului înțelept. El zice, ori sap adânc, ori nu sap deloc. Nu mă interesează să construiesc dacă nu sap. Ori mă pocăiesc cum trebuie, ori nu mă pocăiesc deloc, nu? Pentru că din ăștia care vin foarte mult, de mulți ani, îți pline bisericile, dar tot nu se hotărăsc. Dumnezeu nu are nevoie și. Omul neînțelept e cu principiul și. Și stânga și dreapta. Și sus și jos. Și cu biserica și cu lumea. Dar știți ce îmi doresc? Îmi doresc ca în seara aceasta să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Nu știu care e ispita care te va aștepta în săptămâna care urmează. Nu știu ce va bate la ușa inimii tale. Dar îmi doresc, așa cum Dumnezeu și-o arăta credincioșia față de tine, de fiecare dată, arată-ți și să ne ajute Domnul să ne arătăm fiecare dintre noi credincioșia față de El și de numele lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Și al treilea lucru, casele acestea două ori mai fost testate, ori fost testate în ploaie, ori fost testate în șuvoi, ori fost testate de sus, de jos și din lateral. Zice cuvântul Domnului că dintr-o dată o sufla vântul. Vântul întotdeauna suflă din lateral, să măture, să dea la o parte. Vine vântul din lateral. Știți ce reprezintă vântul și ce aduce vântul? Prieteniile, influențele pe care le avem din lateral, dintr-o parte sau dintr-alta. Dar auziți, cuvântul lui Dumnezeu vine și spune așa, ce influențează? Și spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne. Păi așa am auzit eu, că merge și cu Dumnezeu, merge și că se rezolvă la finalul vieții. Și Domnul vine și clarifică și spune, poți toată viața ta să fii zis numai Doamne, Doamne. Că Dumnezeu nu-i curios de poezii din astea, de Doamne, Doamne. Ci Dumnezeu e curios de altceva. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face. Îs trei lucruri care trebuie să ne influențeze. Spune cuvântul Domnului, vine,
aude și face. Păi dacă vii și nu mă auzi, vii, auzi și pleci tot așa. Crezi că te aplaudă Dumnezeu? Crezi că mai are Dumnezeu nevoie de un om care să stea pe bancă? Zici, Doamne, am mai fost și eu cu nevasta, am mai fost cu soțul, mai bine, mi-a plăcut. Nu, Dumnezeu nu are nevoie. Zice, ăștia cu două puncte bifate și al treilea nebifat, ăștia ratează veșnicia lui Dumnezeu. Oameni buni, nepătimași, dar într-o stare din asta, vin și aud. Și au zis, Doamne, nu, eu nu sunt curios de din ăștia care se influențați, băi, du-te la pocăiți că e bine. E bine să ai nevasta pocăită, că se poartă bine cu tine, nu te caută în buzunar, nu te întreabă cât e ceasul. Și asta își vede de pocăință, nu? Chiar indicat, chiar indicat. Și de ce vin băieții nepocăiți și curtează fete și se uită în biserică? De ce? Pentru că știu că fetele din casa lui Dumnezeu sunt fete care îl iubesc pe Dumnezeu. Și atunci, normal că aș vrea să-mi pescuiască, că ei să-și vadă de treabă, să-și vadă de drumurile lor. Și-a venit Domnul și-a zis, aveți grijă la influență. Cine influențează? Cine ți influențează viața? Pentru că a venit Domnul și-a zis, cerul lui Dumnezeu, cerul se moștenește de oameni care vin, aud și fac. Știi ce-mi doresc? Ca să fim oamenii care să bifăm toate trei punctele înaintea lui Dumnezeu. Să venim, nu pe online, numai dacă ești bolnav pe online. Dacă nu, trebuie să vii la casa lui Dumnezeu. Că așa au zis și David, mă bucur când mi se zice, haide, nu au zis, dă drumul la live, dă drumul pe internet, dă-i drumul și uită-te, nu. Au zis, eu trebuie să vin, trebuie să mă închin și trebuie să fac ceea ce spune cuvântul Domnului, trebuie să fac ceea ce vrea Dumnezeu. Dar uitați-vă că trăim vremuri grele. Deși zicem, Doamne, cele mai frumoase vremuri, nu știu dacă ori trăit frații în vârstă așa vremuri cum se trăiește acum. Dar știți ce spune cuvântul Domnului? Că vremea aceasta în care trăim e vreme grea. Din cauza ispitelor și influențelor de zi cu zi. Știți că sunt oameni care au căzut mai mulți în fața ispitelor decât în prigoană? Oameni care au întors spatele lui Dumnezeu din cauza ispitelor de tot felul, nu numai de un singur fel, de tot felul. Că poți să fii cuprins nu de curvie, să fii prins de minciună, de bani, de fel și fel de lucruri. Și asta te-a doborât, te-a ținut legat în lanț și pierzi veșnicia și cu iubirea de bani și cu alte păcate. Depinde care e lanțul care o reușit să te prindă. Și auziți ce spune și ce semnal de alarmă trage apostolul Pavel lui Timotei în 2 Timotei 3 de la versetul 1. Spune așa, să știți că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele. Și auziți acum, să vedeți dacă nu zice de noi. Deși eu transmit lui Timotei, parcă de noi, toate punctele, 22 de semnale de alarmă, toate ni se potrivesc și dacă unul nu se potrivește, să ziceți, băi, nu, vezi că ăsta nu se potrivește la noi. Auziți ce spune? Căci oamenii vor fi iubitori de sine. Îi de-a noastră, așa-i? Nu-i mai, domne, de ce și-o pus geanta pe scaun, domne? De ce? Știi? Că-i scaunul ei, geanta ei trebuie să stea lângă ea. Și atunci pe tine nu te mai interesează că aia la altă stă în picioare. Că tu vrei gentuța ta să stea lângă tine. Păi asta știi ce e? Iubire de tine, nu de frate. Îi spui, du-te-n spate, n-avem loc aici. Păi soră, geanta, nu, ea mea e. Asta e, totul se învârte în jurul nostru. Totul e lângă noi, aci pentru noi. Și vine Pavel și spune, oamenii vor fi iubitori de sine. Iubitori de bani. Nu mai continui, da? Lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți. Păi numai câte bilete s-aci în care scrie mama și tata. Că îi cântă în cor, îi cântă în orchestră, îi cântă în fanfară, îi la biserică. Și nu se mai înțelege cu el și cu ea. Nu mai are cum să se înțeleagă. Și spune așa mai departe. Zice, vor fi neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați. Adică, domne, încăpățânat. Așa-i, soră? Așa-i, frate? De-a noștri, noi, aici, în cercul nostru. Ăstea-s vremurile în care trăim. Dar noi vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Și Pavel trage semnale de alarmă și spune așa, că vor mai fi într-un fel. Zice, neînfrânați, neîmblânziți. Neînfrânați, păi de-aia stau unii în concubinaj, de-aia vin la biserică, nu se pot pocăi că-i cu ea, de 3 ani, de 5 ani, în loc să vină amândoi să se întoarcă la Dumnezeu, să se cunune și să se întoarcă la Dumnezeu, vin, că-i atrage inima spre Dumnezeu, dar diavolul îi ține cu lanțul.
Și zice, nu putem, noi nu putem, nici nu vor să se căsătorească. Uitați-vă cât de real e cuvântul acesta, cuvântul acesta pentru noi. Și mai continuă Pavel și spune așa, neîmblânziți, neiubitori de bine, adică iubitori de rău. Să bucură, n-ai văzut ce-o pățit? Foarte bine, foarte bine. Ai auzit ce-o pățit? Ăstea merg, ăstea umblă pe WhatsApp cel mai bine. Ce-o pățit unul și ce-o pățit altul. Ăstea merg. Continuă Pavel și spune, vânzători. Ați auzit? Comunismul nu s-a gătat în 89. O continuat. Vânzători au fost și înainte de 89 și Pavel zice vânzători, dar nu la Kaufland, ci vânzători din ăștia de frați, care sunt gata să te pârască, gata să te vândă. Din ăștia infiltrați, care le place la adunare, dar să mai audă, să mai știe, să vadă ce s-a întâmplat cu unul și cu altul. Zice, obraznici, ui, îngânfați, iubitori, mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Ăstea-s vremurile în care trăim. Ăstea-s lucrurile care zdrobesc biserica în vremea aceasta. Dar vă spun, dincolo de toate lucrurile acestea, oricât e casa dezdrobită, aici zice cuvântul lui Dumnezeu că prăbușirea a fost mare. Dar în seara asta, oricât de prăbușit ești, îți spun ceva, există recuperare pentru că Domnul e prezent aici. Tu ești azi în viață și oricât ți-e viața de prăbușită, Dumnezeu te poate salva în seara aceasta. Dumnezeu te poate ridica. Tu poți să vii să spui, da, dar eu am multe probleme. Eu am multe păcate la activ. Oricât ești de ruinat, nu există ruină să nu poată Dumnezeu să reclădească viața unui om. Nu există cioburi atâta de multe încât Dumnezeu să nu le lipească. Sunt mărturii frați și surori care au venit și s-au împăcat cu Dumnezeu, cu viața ruinată. Și Dumnezeu i-a reclădit. Dumnezeu le-a dat o altă minte, o minte înțeleaptă, le-a dat o altă inimă. Știi că Domnul seara asta se uită spre tine și vrea să-ți schimbe starea. Nu-i totul ruinat pentru că Domnul te iubește. Când totul se pare ruinat, Dumnezeu mai are soluții. Slăvit să fie numele Domnului. Și vreau să mai citesc într-un singur loc. Să vedeți ce face Dumnezeu. Când totul se pare că e prăbușit, la ăștia au fost prăbușiți, știți de ce? Că erau la ușă. Au zis, vrem să intrăm, ca la cele 10 fecioare. 5 ori zis, vrem să intrăm și au zis, acum e târziu. Știți de ce nu-i târziu în seara asta? Să dărâm tot ce ai clădit de fușă reală și să începi o relație cu Dumnezeu. Știți de ce nu-i târziu? Că ești în viață. Că Dumnezeu încă iubește sufletul tău, de asta nu-i târziu. Îl ia Domnul într-o zi pe Ezechiel și îl trimite. Îl găsim în capitolul 37, îl trimite într-o vale în care era moarte peste tot. Nu se mai putea face absolut nimic. Și în capitolul 37 cu versetul 1, Ezechiel vine și spune așa, mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. Viață nimic, totul prăbușit, totul falimentar. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur, adică o încercuit, s-a uitat la toate. Și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot, fără șansă de ridicare, fără șansă de viață, nimic, totul prăbușit, totul falimentar. El mi-a zis, auziți aici cum intervine Dumnezeu, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie? Și Ezechiel răspunde, eu am răspuns, Doamne, Tu știi lucrul acesta. Îți spun ceva, ce-o zis Ezechiel? Eu nu știu cum va face Dumnezeu, dar știu că Dumnezeu poate să ridice viața ta. Dumnezeu poate să-ți aducă eliberare. Dumnezeu poate să-ți aducă iertare. Ezechiel se zice, eu nu știu, sunt prea mic să știu cum poți să faci lucrul acesta. Dar o zis, Doamne, pune credința mea în mâna Ta, pentru că Tu dacă m-ai adus aici, Tu știu că ai ceva de lucrat. Tu n-ai venit la voia întâmplării în biserica Elim. Dacă ești în seara asta aici, să știi, Dumnezeu are ceva de lucrat în dreptul tău. Tu spui că totul e mort, totul e uscat în jurul tău. Nu mai vezi nicio lumină, nicio șansă de ieșire. Domnul e prezent în locul acesta și toate sunt cu putință la Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Știți de unde începe reabilitarea? De la ascultare. Ascultă în seara asta mesajul lui Dumnezeu. Ascultă ceea ce vrea să-ți spună Dumnezeu. Dacă ai construit rău, dacă ai mers numai pe exterior, în seara asta dărâmă totul și ia-o de la zero. Pentru că Dumnezeu
îți spune că are un plan pentru viața ta. Dumnezeu vrea să ridice casa ta din faliment, din ruină, din lucrurile care te-au prăbușit. În seara asta Domnul are un cuvânt pentru tine. Acolo la balcon unde ești sau în sală, Domnul are ceva de spus în dreptul tău. Și întotdeauna când Dumnezeu vorbește, lucrurile iau o nouă întorsătură, iau o nouă direcție. Să dea Domnul o nouă direcție în seara aceasta, slăvit să fie numele Domnului. Și versetul 9 și 10 spun așa: El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul omului și zi Duhului, așa vorbește Domnul Dumnezeul. Duhule, vino din cele patru vânturi și suflă peste morții aceștia ca să învie. Știți ce-mi doresc? Și rugăciunea mea îi să vină Duhul Sfânt peste fiecare suflet în seara aceasta. Și mai spun încă o dată, Duhule, vino în locul acesta. Duhule, vino la balcon în seara aceasta. Duhule Sfinte, vino în sală în seara aceasta. Mai ridică din stările de moarte lucrurile care te-au adus în moarte spirituală. În seara aceasta Domnul să sufle cu Duhul Lui și să aducă viață în dreptul tău. Domnul să aducă reabilitare. Și spune cuvântul Domnului, versetul 10, am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stat pe picioare ca o oaste mare, foarte mare la număr. Auzi, dintr-o grămadă mare de oase, uscate, fără viață, Dumnezeu face o oaste mare la număr, o oaste puternică, dintr-un om falimentar, dintr-un om care a zidit cum a vrut el, dintr-un om care a făcut ce a vrut el în viață. În seara asta, prin Duhul Sfânt, Dumnezeu poate schimba viața ta, Dumnezeu poate face un soldat, un luptător pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar știți ce cere Dumnezeu? Ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Ascultă ceea ce îți vorbește Dumnezeu. Și vino în seara aceasta înaintea Domnului și spune: Doamne, să vină Duhul Tău și peste mine. Să vină Duhul Tău, Doamne, peste ruinele vieții mele. Schimbă ruina în binecuvântare, Doamne. Schimbă falimentul în belșug, în binecuvântare, în prosperitate. Și Domnul să facă lucrul acesta. Domnul să ne dea înțelepciunea de care avem nevoie. Ca în ziua când vom pleca de pe pământul acesta, să nu ți se spună, nu te-am cunoscut niciodată. Și să se deschidă ușa și să spună, vino rob bun și credincios, de intră în bucuria stăpânului tău și Domnul să ne ajute. Amin.